Te salut, națiune, și îți urez binevenit la un nou clip. Vorbim iarăși despre parfumerie și vorbim despre una dintre casele mele cele mai puțin preferate în materie de parfumerie, Paco Rabanne. Cum altfel? Dacă vreți, din punctul meu de vedere, este casa care se adresează unui anumit tip de consumatori. O casă care prin absolut toate creațiile ei strigă, dacă vreți, în gura mare către acel tip de consumatori: uite-mă, uite-mă, ia-mă, ia-mă, poartă-mă, poartă-mă. Cam ăsta ar fi mesajul. Astăzi vorbim despre Invictus, invincibilul în latină, un parfum apărut în 2013, un parfum care este atât de lăudat, atât de ridicat în slăvi, atât de bombastic, de fantastic și așa mai departe, încât, sincer să fiu, marea majoritate a oamenilor se duc și îl cumpără doar pe baza acestei reputații, care din punctul meu de vedere este nemeritată. Pe mine personal, parfumul ăsta nu reușește să mă impresioneze cu absolut nimic. Și dacă reușește să mă impresioneze, o face doar în sens negativ. Singurul aspect pozitiv la parfumul ăsta este doar performanța. Atât, în rest, miros, compoziție și așa mai departe, n-au cum să mă impresioneze. Sincer, e chestie de preferință personală, e chestie de gusturi, dar niciodată n-am apreciat și niciodată nu voi aprecia parfumurile de genul ăsta. Parfumuri sintetice, în primul rând, bombe olfactive sintetice, prost făcute, că ăsta este adevărul, și nu sunt, din fericire, singurul care consideră acest aspect în mediul online, dar eu vorbesc ca întotdeauna de experiența pe care o am eu cu produsul la nivelul pielii mele, pentru simplu fapt că eu testez produsele pe pielea mea, nu pe pielea altora. Drept urmare, și părerile pe care le enunț sunt obținute și enunțate ulterior ca urmare a experimentării pe pielea mea a acestor produse. Iar ăsta este un parfum absolut oribil, sincer. Ăsta este adevărul. Nu poate să-mi placă așa ceva. Nu poate să-mi placă așa ceva și nu-mi plac în general parfumurile din categoria asta. Există parfumuri acuatice, dar acuatice bine făcute, făcute cu cap, făcute frumos, făcute cu eleganță, cu rafinament. Și există genul ăsta de acuatice, bombe din astea sintetice, de foarte prost gust și care costă și o grămadă de bani. Dacă vreți, de exemplu, un acuatic sintetic, dar făcut foarte bine și care costă foarte puțin, nici măcar nu trebuie să vă chinuiți prea tare. Dați o căutare. Azzaro Chrome Legend, de exemplu. Și ați rezolvat problema. Și vă scutesc de o cheltuială de câteva sute de lei în plus pe porcăria asta numită Paco Rabanne Invictus. Și din păcate, în linia de produse de acest tip de la Paco Rabanne, ăsta nu este un caz singular. Ăsta este obișnuința acestei case de a produce astfel de parfumuri de foarte mare prost gust. Foarte sintetice. Foarte prost combinate elementele și efectiv nu-ți transmit absolut nimic. Vorbim de ingrediente. Hai să vorbim despre ce note regăsim în Paco Rabanne Invictus. Avem, desigur, grapefruit în deschidere cu acorduri marine. Nu regăsesc nicăieri la nivelul pielii mele nota de grapefruit. Sincer. Avem în notele de inimă foaie de dafin și iasomie. Nu știu unde este nici iasomia. Iar în notele de bază avem, culmea, niște elemente foarte interesante, foarte frumoase, în mod normal și în parfumeria bărbătească tradițională. Lemn de guaiac, patchouli, lemn de stejar și ambergris. Nu ambroxan, ambergris. Cu toate acestea, deși ni se spune că avem ambergris, parfumul are o tentă de ambroxanat, dezmută nările la spate. Iar eu nu suport absolut nota și parfumurile cu tenta de ambroxanat.
Efectiv, mie mi se face rău de la nota aia. Deși ei zic că este ambergris. Îmi pare rău. Eu știu cum miroase ambergriul, dețin o sumedenie de parfumuri pe bază de ambergris și nici de cum ambergriul nu miroase cum miroase în Invictus, de la Paco Rabanne. Repet, nu știu unde este nota de grapefruit, nu știu unde este nota de iasomie, nu știu unde este nota de ambergris. De asemenea, nu știu unde este lemnul de guaiac. Sincer să fiu, ăsta este un parfum care începe de la bun început, din momentul în care eu îl aplic pe piele, cu o senzație foarte pronunțată de apă de mare. Dar nu apă de mare, vine să zic normală, ci apă de mare, nu știu, rămasă undeva într-o băltuță pe plajă sau ceva de genul ăsta și stată în soare, așa, cam preț de jumate de zi. Genul ăla de miros, de apă de mare stătută, da, sau dacă vreți, într-o oarecare măsură de alge de mare stătute la soare, care încep să se usuce, să putrezească. Ceva de genul ăsta. Sesizez eu la deschiderea acestui parfum pe pielea mea. În egală măsură însă, în exact același timp, concomitent, pentru că tocmai de asta zic, nu știu unde au pus ăștia ambergris în parfumul ăsta, dar cu siguranță n-au pus ambergris și au greșit fiola de ulei esențial și au pus ambroxan. Dintr-o dată, simultan cu nota aia de algă marină sau de apă de mare stătută, vine un puseu foarte, foarte dulce. Ambroxanat. Extrem de dulce. Este o contradicție sărată și dulce în exact același timp. Iar mirosul este absolut oribil, sincer să fiu. Mirosul este absolut oribil. Și sărat și foarte dulce. Mi se pare foarte interesant, nu este prima casă care încearcă combinația asta. Ba chiar din contră, dacă vreți o casă care face combinația asta, dar știe să o facă bine, tocmai aici este șmecheria, uitați-vă la Ise Miyake. Uitați-vă la Ise Miyake și tot ce vreți din linia L'Odyssée Majeure, L'Odyssée Super Major și așa mai departe. Uitați-vă la tot ce înseamnă gama aia de produse de acest tip de la Ise Miyake. Și o să vedeți de ce spun că ea știu să facă foarte bine combinația asta de dulce sărat, pe când Paco Rabanne absolut deloc. E o infuzie nebună de sintetic, de elemente sintetice, nici măcar nu sunt de foarte bună calitate. Asta mi se pare absolut curios, mai ales la cât e de lăudat produsul ăsta și de glorificat de absolut toți purtătorii de așa ceva. De asemenea, subtil, dar foarte, foarte subtil, încep să sesizez o notă de foaie de dafin. Aia, practic, va fi elementul central în inima parfumului. Cel puțin la nivelul pielii mele, așa se manifestă. Foaia de dafin preia conducerea, susținută din spate de aceeași notă acuatică, care începe să capete o tentă un pic mai sărată. Nu foarte mult, doar un pic. Deci parfumul devine ceva aromatizat și în același timp acuatic sărat. Bun, ajungem în notele de bază unde presupune se că ar exista lemn de guaiac, stejar și așa mai departe, ambergris. Absolut nici urmă de vreunul dintre acele elemente. Singurul lucru pe care îl sesizez la nivelul pielii mele este o ușoară dâră și rețineți, când zic ușoară mă refer aproape insesizabilă, dâră de paciuli combinată cu un pic foarte, foarte, foarte fadă nota de stejar și toate împrejmuite de un nor de ambroxan. Ambroxan și notă acuatică. Mirosul este un pic mai plăcut
comparativ cu deschiderea și cu inima parfumului, însă doar atât, un pic mai plăcut. Și aia doar datorită notei de paciuli și de fărâmă, de urmă, de dâră, de stejar. Nimic altceva. Repet, de la început, la sfârșit, parfumul ăsta este extrem de liniar, extrem de liniar, extrem de lipsit de unicitate, extrem de lipsit de adâncime, de profunzime și, în egală măsură, fantastic de sintetic. Și nu vă fie frică că nu este cel mai prost din toată gama Invictus. Mai există și altele, din păcate. Și o să ajungem și la alea. Din păcate însă, repet, ca o părere personală a unui cetățean care poartă produsele astea pe pielea lui. Ăsta nu este un parfum care mi se adresează mie și nu este un parfum care se adresează consumatorilor de astfel de produse care au gusturi, care își doresc un parfum cu adevărat interesant, care își doresc un parfum cu adevărat elegant, care își doresc un parfum cu adevărat fresh pentru sezoanele calde, care își doresc un parfum cu adevărat, hai să spunem, încântător. Ăsta nu poate fi considerat un parfum încântător. Singurul aspect pozitiv la acest parfum pe care eu pot să îl ofer este longevitatea la nivelul pielii mele, care se situează în zona de, din păcate, 12-14 ore. Cu o proiecție moderată. Atenție! Proiecție moderată. Nu este un parfum care să facă gălăgie, dar din păcate este un parfum care stă foarte mult la nivelul pielii mele și îmi provoacă disconfort. Este un parfum care proiectează moderat. În prima oră, aș zice eu, după aplicare, proiectează puțin mai tare, comparativ cu restul perioadei de purtare. Este un parfum care va continua să proiecteze moderat foarte, foarte multe ore și ulterior să-ți transmită mici adieri aici colo. Din păcate însă nu excelează la capitolul proiecție, excelează la capitolul longevitate. Din punct de vedere al complimentelor, fiind genul ăla de parfum care este la modă în ziua de astăzi, deși n-am înțeles de ce un bărbat ar purta așa ceva, atrage complimente. Nu de la toată lumea, dar atrage complimente. Pentru că sinteticul atrage întotdeauna complimente mai bine decât naturalul. La fel și siliconul la femei atrage mai rapid decât ceea ce este natural. Un parfum care mie nu-mi place. Absolut nimic din gama Invictus de la Paco Rabanne mie nu-mi place. Singurul parfum, și repet încă o dată chestia asta, pentru că am spus-o și la momentul recenziei, singurul parfum pe care eu m-am dus și am dat bani de la Paco Rabanne a fost One Million Privé. Ăla este singurul parfum care eu consider că merită banii de la această casă și alături de el ar mai fi One Million Lucky, dar atât, în rest nimic altceva. Nici XS, nici Invictus, nici Purom, nici nimic altceva. Nici nimic altceva din gama One Million. Este strict o părere personală, nu-mi place casa, nu-mi plac parfumurile pe care le fac, nu-mi plac faptul că repetă practic aceeași rețetă încercată de mulți alții înaintea lor și încercată din fericire cu mult mai mult succes și cu mult mai mult bun gust, iar ei fac exact aceleași lucruri, dar le fac totul așa pe segmentul de cocalari, pe românește. Înțelegeți? Asta este părerea mea. Această casă, Paco Rabanne, din punctul meu de vedere, este casa care întruchipează perfect arhetipul cocalarului. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ca întotdeauna, mulțumesc pentru vizualizare, mulțumesc pentru suport și nu uitați, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Toate cele bune!